Salutare, dragilor! Suntem la, în Algeria, la granița cu Tunisia. Suntem într-un sătuț, așa? Da, nu știu ce, așa necunoscut. Foarte aproape de Tunisia. Deci nu, am mers fix la granița. 2 km, așa, iară, noi aventurierii. Și să vă arătăm și vouă? Da, oricum, nu mergem mai departe de sătuțul ăsta. Să vă facem o impresie, așa? Să vă faceți voi impresia despre Algeria. Exact. Na, e drumul bun. Să ne abatem pe o străduță din asta, sau? Ia uitați ce fashion. Tot așa au scutere din astea. Foarte interesant, palmineri ăștia. Peisajul nu se schimbă foarte mult. Peisajul nu se schimbă, normal. Tot așa, la granițe, deșert, curmali. Noi am venit aici că era era o oază, numai era drumul inaccesibil, nu știu, era cu nisip. N-am mai mers acolo și am venit aici, da. Nu, erau la graniță mulți din ăștia, polițiști, tot ce doriți. Dar na, mai periculos e acolo cu Libia decât asta. Asta nu e așa. Continuăm. Ce părere aveți? Destul de mare. Na, nu știu ce. Sigur e sătuț. Să luăm aici la dreapta. Da, exact. Tot se construiesc. Dar nu înțeleg, aici la granița asta cu Tunisia oare sunt mai bogați sau nu știu. Probabil sunt mulți și din ăștia, fac naveta. Dar pur și simplu nu-i nimic la graniță, așa. Nu știu ce să zic unde e mai bine, în Algeria sau în Tunisia. Bă, eu zic aici, e mai mare. Da, mă, nu știu ce să zic, încă am găsit un ardei. Algeria e foarte mare, cred că e una dintre cele mai mari țări din Africa. Dar na, Tunisia să zici că e cu turismul. Nu știu, voi ce ziceți? Algeria sau Tunisia? Pe unde să ne aventurăm? Pe aici? Sau mâncăm ardeiul ăsta prima dată? Noroc! Putem ori pe aici, pe acolo. Aici e ca una mola. Cred că e iute. Da, nu știu. Nu, aici nu se mai întâmplă nimic, nu mă duc chiar așa. Deci se face un sat ca în... o stradă ca acolo, în Egipt, parcă era. Interesant. O să din ce în ce mai uite. Eu tot cu ardeiul ăsta. Ia uitați. La mine e așa un sat. A dormit, nu prea are multă activitate ca toate da. Satele. Bineînțeles, motoretele. Mie nu mi se pare absolut nimic diferit față de Tunisia. Am să mai găsim mașina. Am lăsat mașina puțin mai în spate. Interesant, cu bicicleta. Băi, dar și eu am mâncat ardei din ăla iute, vă dați seama, și nu știu, am apă. Am lăsat apă în mașină, Doamne. Și Algeria, o țară foarte frumoasă, puteți să o vizitați. Vedeți aici, în stânga mea, se află tot așa o oază din asta. Deci să știți că și în Tunisia și în Algeria e plin de oaze. Aici cred că e un depozit, da. Erau niște doamne aici, strângeau din astea, curma. Erau strânsele, da, le puneau pentru export, probabil, nu știu. Și uitați, aici se termină drumul și o să o luăm iară pe aici. Nu, că alt drum nu este, din câte văd. Practic este un drum principal și noi ne-am băgat pe niște străduțe pe aici. Da,
lași. Am zis să vă arăt. Da. Încolo e o oază. Și aici, cum am zis, e plin de oaze în Algeria. Puteți să veniți la graniță aici. Am și ardeiul ăla iute în gură. Ce arăta, mă, ce? Oh, mică. Mică pește. Na, noi vrem să... Probabil o să mai venim dacă... Aici, eu vreau să explorez toată Algeria asta, să merg și la mare și... Dar acum, din păcate, nu avem timp. Da, ce-am intrat doar puțin, ne concentrăm pe... Tunisia, exact. Da, ia uitați aici un teren de fotbal. Foarte frumos. Ia, hai să vă arăt, aici e o mașină. Vedeți? Abandonată. Foarte frumos. Și continuăm. Na, ce să vă arăt aici? Nu știu ce e asta. Parcare abandonată. Marcel, unde e mașina? Undeva la dreapta, pe aici? Na, bun. Sănătate, Marcel. Vedeți că nu prea sunt oameni. Cred că toți sunt veniți în... S-au dus în Tunisia. Da. Ce-am văzut pe drum, așa, sunt multe... Cum se cheamă? Mașini din alea, așa, cu... În spate ieșit domnie din armată. Interesant, na, pe aici? Și mergem, continuăm. Un fotoliu. Un fotoliu, pare că merge la aici. Și acum, ce să vă mai arăt eu? Pe Marcel, când vede Marcel și cu aparatul în gât prin țara asta, pe care mulți dintre voi o consideră periculoasă, nu? La fel ca Tunisia. Ce să zic? Este. Nu mai dacă mă văd cu asta la gât, știu că sunt turist și nu fac nimic. Da, și asta. Ați văzut? Șmecherie. E, nu-ți face de ea și te... Fură, dar nu știe că n-am bani. Nu, nu. Dacă zici din România, știți, vă pupă mâna. Dă zice, el, da. Zice, ia de aici. Na, nu știu ce să vă mai arăt. Vă mai arăt așa pe drum. Ne vedem la mașină, bine, dragii noștri? Da. Eu trebuie să fiu cu ochii în patru, că Marcel n-are treabă. Ia uitați aici, cred că sunt ulei de măsline. Foarte frumoase. Mănâncă copiii frumos. Mâncau acolo? Da, ceva pâine. Aici e ceva rugăciune, cred că. Nu, dar vedeți că se așa pică casele, nu știu. Interesant. Ia uitați. Revenim în mașină, vă pupăm. Dați un like până atunci, că mie mi se pare interesant ce am făcut. Ia uitați aici o casă. Încheiem vlogul în mașină. Tot găsesc așa pe drum. Din astea interesante. Să nu mai avem mult până la mașină, așa că... Da. Dar vedeți cum e aici, așa? E cu munte. Trebuie să urcăm. Deci vă pupăm. Rămâneți, dați un like. Ia uitați aici.
se alțăra minunea unie.